venit un Rolex. Îi dau mașina la schimb, ce ești prost. Am ajuns la o cofetărie, am primit și prăjituri gratis și am și cheia de la un geles de 200.000 de euro în mână și știi ce fac acum? Vreau să-l dau la manet. Vrei să vii sau să-l lași la manet? Hai să facem actele, o să-ți intre bani în cont, să știi, da? Toți știți cât de mult iubesc eu mașina din spatele meu, pentru că am încăpundit ai proiectul, adică vreau să o vopsesc și eu, să o colantez. Nu s-o și vopsesc, să o colantez, vreau doar să o colantez. Body kit, evacuare, geamuri negre, nea poliția, se duce talonul, toate astea. Dar în ultimul timp am făcut probleme. Bine, nu ea, că nu e vina ei, am fost eu prost și am sărit cu ea în șanț, fără să vreau. Da, ok. Și vreau să văd cât eu la mâne pe ea. Dacă nu se ne ia mașina, eu am mai pregătit ceva. Avem niște ochelari Apple Vision. Bă, vom uita cineva aici, vezi? Păi tu să fie Apple Vision Pro. Omitrix-ul! Avem un Omitrix. Dacă mă transformam din greșeală. A scăzut valoarea, că a picat pe jos. Deci ce știi ăla de la mâine că a picat Omitrix-ul pe jos? Adevărat. Pămărul ăla de la Apple. Bă, what the fuck? Bă! Apple Vision Pro. Îi avem pe ăstea. Avem un lanț din aur alb full iced out cu diamante pe care cred că o să luăm, sincer, nu știu, 2000 de euro. Omitrix-ul pe care l-a scăpat tovarășul mai devreme. Tot Pokémon ăștia aici, bam. Cum era să mă transform pe bune? Hai să mergem să băgăm benzină, că nu știu dacă mai pornește mașina. Sper să meargă măcar să ajungem la benzinărie, că dacă nu, se încheie vlogul aici. Mam. Bă, am uitat că mai avem ăsta în portbagaj. Ia vezi, cât luăm pe ăsta? 2 milioane? Ah, și asta e dubla lui Țancă. Are tâzul pe tătiere, dar gata, nu mai filmez înăuntru, că cine știe cum ies. Doi băieți mari și se ocupă un pic de mine. Te lași la fel? Nu, eu mi-am luat 3 coduri. Eu bag benzina acum, dar o să fac o poză și o să-i arăt să-mi dea și banii pe benzina. Bag 200 de lei fix? Bă, dacă bag 200 de lei, îți dau eu banii pe benzina. Și am 100 de lei cash, toți banii, n-am 67 de bani. Ai 67 de bani. A durat o oră să găsesc loc de parcare. Dar am găsit și avem amanet în față. Îți dai seama că și-au pus un amanet între două săli din astea de păcănele? Am ajuns la primul amanet, hai să vedem cât primim pe mașină. Eu o să zic undeva la 3000. Cât e, mă? 650? Cred că e euro. Bă, vrei un Rolex? Încă un Rolex? Ai zis ce vrei la tine? Îi dau mașina la schimb, ce ești prost? Așa peste. Ăla e Oyster. Ce? Așa e modelul. Dar cred că e în euro, să întâmplă. Nu are cum, că telefonul ăsta nu e 800 de euro. Salut, o întrebare, am luat și mașini aici? Sau se poate face o evaluare de preț? Am un E36. Dacă poți să vii până afară să ți-l arăt, ia acolo, vreau... Bădi! Da. Nu? Am înțeles, bine, mersi. Eu vreau să iau pe cineva să-mi fac o evaluare la mașină, nu să-i zic eu preț, că eu am zis 2000 de euro. Poate i s-a părut mult, dar nu cred, e o mașină, gen. Bună, am luat mașini? Bine, mersi frumos. Am ajuns la un amanet. Pe geam scrie că iau mașină. Hai să vedem dacă ne vreau mașina noastră sau nu. Bună ziua, am văzut afară că luat și mașini. Am un BMW 36, o bisicuță. Ce an? 96. O am acolo afară, dacă vreți măcar să-mi faceți o evaluare de preț, vă rog. Da, sunt, e o mașină modificată. Am înțeles, mulțumesc frumos. Că nebunesc, nu mai suport. Ba, am încercat să-i zic, dar nu vreau să trag de el. Eu vreau să-l întorc după un Rolex de ăla, ești prost? Dacă reușim măcar pe cineva să scoatem să îmi evalueze mașina, să-mi dea un preț care mi-ar conveni și mie, iau un Rolex așa, să mă simt eu bine. Uite aici ceasul. Nu, mă, nu, mă întorc cu Rolex-ul ăla ca asta, lasă-mă face. Vezi că arată mașina acolo, da? Da. Hai. Am o pisică, un BMW 36, din 96. Am mașina afară, vrei să vii să o vezi? Să-mi faci o evaluare repede? Am înțeles. Poate. Am înțeles, bine, mersi frumos. Pa. Supărat sunt, doamne. Băi, am și zis că fac un documentar să aflu și eu prețul mașinii, să ajut piața de vânzări din România. Vezi ce scrie, da? Cumpărăm și vindem aur electronice mașini. Mergem la ei. Bă, și mergem pe tupeu de data asta. Am văzut afară că luați mașina, manet. Nu? Am înțeles. Păi de ce nu mă ajută oamenii? Îmi fac 100.000 de follower pe Instagram, mă tun, fac live când mă tun. Chel. Dacă vreți să mă tun chel, 100.000 azi. Wow. Când pun vlogul ăsta aveți 24 de ore să-mi dați follow. După multe încercări șoate de a-mi vinde mașina la amanet, s-a întâmplat asta. Bă, l-am convins. Da, așa să sunt managerul, te întreb dacă am voie. Și te ajut. Bombă, sărâna, mersi mult. Băiatul a zis că știe el un amanet care gen s-ar putea să mă ajute. Merg pe încredere că n-am ce să fac, că n-am reușit vere să conving pe nimeni până acum. Bun, acum schimbăm locația. E la 4 minute de aici, dar nu știu unde să merg. Dacă merg încolo, cred că e bine. Ce zici, nu e? Nu știu, sincer. Hai să ieșim să vedem. Merge direct? Nu, merge pe stil, bă, băiat. Dacă ne-a zis băiatul ăla că ne ajută, e tot ce a trebuit să aud. Asta e, da, ca o amanet. Salut, salut.
Luați mașini? Da, ce mașini? Am o pisică, am un BMW 36 din 96. Da. Interior, piele, trapă, plafonul e un pic mai problematic, dar i-am făcut eu modificări. Are jante noi, are un spoiler, are bară de M, lip. E fix aici în față, dacă vrei să vii să îmi zici tu să-mi faci evaluare pe ea sau ceva? Dacă îi spun aia. Bine. Bă, unde am pus-o? Prima evaluare, în sfârșit, după 200 de ani. Merge treaba cu amanetul? Uite, e asta gri de aici. Jantele sunt 17 și pe cauciucuri noi, bara M, lipul de la bară. Ce mai scrie? 96. A prins un pic grijă acolo, dar treacă în ardă. Are interiorul de piele, e interiorul de pe facelift, fețele de uși, trapa și plafonul. E o problemă minoră, e 200 de lei să fie. O să-i dai ok, te rog? Sigur. Tu ai făcut asta? Da. Ia, mă rog. Deschide un pic capăta. Deschide asta? E motorul 1.6, 100 de ponei. Papă un pic de ulei, nu? Cred, nu știu. Contrubia și așa nu-mi lasă. 3.000 de euro pe să dau. 3.000? Da, cam așa, în jur de 3.000 de euro pe să dau. Gândește-te și dacă vrei vin amanet, ok? Bine. Bine că a plecat când a început mașina să se tureze urât. Dulciuri gratis. Mai nimeni pe mine aici. Și poate vă întrebați cum am ajuns în situația asta. Ei bine, a venit acest copil Mateas la mine și cu ocazia asta puteți să-l salutați și voi pe Mateas în comentarii, să facem o poză și a venit și tatălui care ne-a salvat vlogul. Poate vă întrebați de ce? De asta. Mulțumesc. Mamă, fii atent. Îl întrebăm pe băiatul de la amanet cât ne dă pe mașina asta? Da. Mulțumim din suflet. Mulțumim mult. Pușule, ai vreo recomandare? Cum te cheamă? Mateas. Bă, nu vine să cred că s-a făcut ziua. Ia vezi. Deci din produse naturale, le găsiți la Fitcake și Lara Sweet, Calea Moșilor 209. Ia vezi, mă, cine știe să facă vânzare. Bravo, pușule. Deci știi cum arată ăsta? Deci ăsta de aici zici că e borcan din ăla, știi, cu artă nisip din aia de o bagi. Da. Fii atent, hai să le punem pastea în mașină. Gustăm după cu faza cu mașina asta, cu GLS-ul. Uită-l cum arată. Am ajuns la o cofetărie, am primit și prăjituri gratis și am și cheia de la un GLS de 200.000 de euro în mână și știi ce fac acum? Vreau să-l dau la amanet. Domnule, ai grijă să nu scap cheia aia din mână, că trebuie să vinzi mașina ca să cumpere o altă cheie. Da, o să am grijă. Te duci tu? Să-l vând eu. El e Avram, n-are nici cea mai mică treabă cu mașinile. Nu mă credeți pe mine? Uitați-vă la ce urmează. Da, te duci tu, uite cum e îmbrăcat. Bun, fiți atenți, gata, ne pregătim de prank. Ce bine se simte băiatul ăla. Avem aici cheia de la GLS, intrăm la manet și zicem că e pe bune ceva care vrea să lase. Mașina de 200.000 de euro. Nu o să-mi las mașina mea acum, sper că niciodată de fapt. Ideea e că m-a sunat un prieten, m-a întrebat unde sunt și am zis că sunt la manet și are și el o mașină pe care nu prea o mai folosește și dacă poți să vii să faci o evaluare la aia. E un Mercedes, e nou, e ceva mult mai scump decât am eu. Ce e? E un GLS. Da. Ce an? Nu știu, 2020, 2021, 2, ceva, ultimul model. Vrea să o vinde sau să o lase la mine? Să o vândă. Ok, hai că vreau. Hai. Bă, m-am gândit, na, și aș avea nevoie primul de o evaluare. Aș vrea să văd ca la ce preț sunt vârte și zic că aș putea să iau pe ea. Și... ce spui eu? Nu știu această lucru. Asta-i mântul nou. Vrei să vin sau să o lași la mare? Păi depinde cât mi-ai dat pe ea. Păi la așa mașină nici nu pot să-ți dau un preț mic, dar... zi-mi ce vrei să faci ca să știu eu exact despre ce-i vorba. Vrei să o lași sau să o vinzi? Aș vrea să o vând. Are nici 100.000 de kilometri, 90.000. Bă, dacă vrei să o vinzi, nu știu, undeva la 70.000 pot să-ți dau, dar o să-ți intre banii în cont, să știi. 100.000, nu, uite, îți mai cresc cu 15.000 maxim, 85.000 maxim. Păi ești cel mai prost vânzător. Cum să vinzi mașină de 200.000 la 85? 85.000 ai dat-o. Nu o să o vândă. E mașina la om. Bă, îți dai seama, Tandilicul noi ne-a lăsat cheia 15 minute și am vândut mașină de 200.000 la 85.000. Nu, am oprit camera, am vorbit cu băiatul că gen nou vindem și așa. Bă, cum să dai o mașină de 200.000 la 85.000? Bă, dar cât crezi că ne dai aici la manet, acum fii sincer. Nu știu, mă gândeam că prețul full. Bă, măcar jumate din preț, băi, aproape. Cine îți dă așa mașina instant, acum vrei să o vinzi, mereu ai vândut-o instant. Da, mă, da, ai dreptate. Bă, era să pierdem mașina asta, incredibil. Să vedem dulciurile. O să vă zic părerea sinceră, pentru că n-am fost plătit până la urmă să zic că, mamă, ce bun e, dar... e bun? Are 114 kilocalorii. E superb. Ăsta cred că sincer o să-mi placă mai mult. Ăsta e la Coreo. Da, mă, ăsta e altceva. Bă, uite ce am ajuns să fac pe clipul de la manet. Măcar am făcut un prank tare. Ce mai avem de degustat? Bă! Scară la 1 la 10. Asta, un 9 solid. Asta nu știu ce e. Tu cu coașă. Are ciocolată jos. Are ciocolată jos.
E ciocolată din aia întărită? Mhm. Bă, cât de bun! Le-am primit gratis. Asta a fost o pauză de masă foarte bună. Trebuie să mergem, să vedem cum reușim să vindem Omitrix-ul. Bă, bune, că dacă iau bani frumos pe el, îl dau. Dar ce faci dacă îți dă un Rolex la schimb? Nu-mi fac filme de-astea. Longboard-ul, intru, îmi pun Omitrix-ul la mână, intru pe longboard. Crezi că reușim să vindem toate astea? Da. Fac pipi pe mine rău, dar scoatem artileria grea. Bă, vină mâna apoi. Perfect. Nu fă nimic. Vine poliția, prostule. Oh, salut, stai. Ne faci și nou un outfit check. Outfit check vrei să-ți faci? Da, din ăla, da. Știi cât costă asta? Ia. 8 milioane. Ochelarii, Apple Vision Pro, asta se dă jos. L-ai rezolvat. Stai să dacă poți să-l pun în loc. 5.000 de euro, ceasul ăsta, priceless. Eu și Ben Ten ce mai avem așa ceva. Geaca de pe mine e ruptă cu 100 de ori. A fost 100 de euro la reducere. Tricou 20 de lei, blugii 150 de lei și Adidas și nu știu că i-am primit cadou de la mama. Tu lanțul. Lanțul. Priceless, frate, că l-am primit. Bă! Chiar sunt foarte curios să văd cât o să luăm pe aceste accesorii, pentru că Apple Vision ăsta m-am dus un pic în deșert cu mai zis fratele Dorian. Omitrix-ul și longboard-ul ăsta puternic. Da, mă, da. Apple. Apple Vision Pro, 5.000 de euro, că nu se dau, nu există. 6.000 pot. 6.000 dublu. Mor dacă nu rup eu gât acum. Aveți de unde găsim un amanet? Eu zic să încercați pe ungar. Am înțeles, mersi frumos. Bună ziua, aveți de unde putem să găsim? Ah, mulțumim frumos. Bă, dar am stricat ăștia. Nu, că... bă, ești nebunii. Păi da, uite. Scrie iubire. Ia, scrie bine. Bună, ați dat bijuterii? Da. Da. Aveți idee dacă găsesc vreo amanet la care... Am înțeles, bine. Mersi frumos. Ai un Omitrix. Am vrut pe Omitrix. Salut. La amanet aici v-ați doar telefoane, ceasuri, mașini și așa? Sau pot să las astea? Am un Omitrix? Da. Nu te-ai dat la Ben Ten? Of. Bine, mersi frumos, pa, pa! N-a vrut pe Omitrix-ul. Da, subscribe la robinet! Oamenii nu vor să-mi cumpere Omitrix-ul, nici longboard-ul, nici ochelarii. Așa că astăzi plecăm acasă cu o înfrângere, băieți. Ce credeați, că nu plecăm cu el?